Adriana Pricop este încrezătoare în șansele echipei sale de a furniza surpriza și de a învinge Brașovul, deși cu anul în urmă acest lucru reprezenta o simplă formalitate pentru echipa noastră. Fără străine și cu antrenarea Pricop revenită pe parchet, CSM-ul vrea o victorie în sala Ecaterina Bot, mâine de la ora 16. Formăm o familie, suntem foarte unite, am văzut multă determinare la meciul cu Cluj, iar dacă vom evolua la fel, putem să învingem Brașovul, a declarat încrezătoare Adriana Pricop. Cu o victorie în fața Brașovului, șansele grupării sunt de a prinde play de ul devin din ce în ce mai reale, însă depindem și de celelalte rezultate. Staful tehnic, care a cam lipsit de la Cluj, se bazează pe șapte seniori și patru junioare la acest joc, care se anunță unul foarte interesant. Partida va începe la ora 16 în sala de Caterina Bot, va fi arbitrată de Ionuț Morar și Vlad Potra din Cluj-Napoca. În cadrul aceleiași etape, joi ce se viște, joacă la Oradea, după care sâmbătă echipa pregătită de Dan Fleșeriu va evolua chiar la satumare.